Televiziunea Română, întâlnirile JTI și Fundația Art Production vă recomandă garantat 100%. Salutare! Bine v-am regăsit la Garantat 100%. Invitații noștri din seara asta sunt Elena Stancu și Cosmin Bumbuț, părinții, autorii, făcătorii proiectului Teleleu, teleleu.eu. Um multă lume știe ce faceți, sper ca de acum încolo și mai multă lume să afle ce faceți. Servus, salut, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, mulțumim de invitație. Bună seara. Din ce vă țineți, domnule, făcând treaba asta? Călătoriți în toată Europa, ceea ce faceți în momentul ăsta este că spuneți povești despre comunități de români sau despre români, persoane ca atare, Oameni care fac diferite lucruri afară, diferite meserii. Au plecat din România și au ales o altă viață. Din ce trăiți, ca să spuneți poveștile astea? Nu putem vorbi despre din ce trăim până... Nu vorbim despre situația presei în România și despre din ce nu puteam să trăim uh -huh. și a fost nevoie să luăm o decizie atât de radicală. Pe scurt, Cosmin făcea fotografii uh -huh. de modă și de publicitate. Eu lucram la revista Marie Claire și ne doream foarte mult să facem proiecte documentare. Numai că, în momentul în care ne-am gândit ce n ar plăcea să facem și am aplicat la niște burse de jurnalism pe care le-am și câștigat, ne-am dat seama că în România nu poți trăi din genul acela de jurnalism, nu poți trăi din proiecte documentare. Și atunci, cumva, decizia noastră stranie de a ne muta într-o autorulotă în 2013 a fost uh, legată de contextul economic în care era presa. Nu, nici o publicație din România nu ne-ar fi plătit să stăm 5 luni sau 2 luni sau 3 luni să lucrăm la un proiect. Să ne înțelegem, niciunul dintre voi nu ducea rău la vremea aia. Eram bine. Erați bine, ok. să-ți da bine. <laughs> era un fotograf cump, iar tu lucrai la reviste glossy. Adică eu eram la ce ajung la Marie Claire, da. Eram ok, numai că eram foarte frustrați și începuserăm să, începuserăm să facem niște proiecte documentare în weekend. Și eu tot glumeam atunci că vreau să câștig premiul Pulitzer și Cosmin făcea mișto de mine și spunea nu o să câștig niciodată premiul Pulitzer în weekend. Și, într-adevăr, am făcut niște reportaje de weekend, uh, un reportaj pe care uh, țin minte că l-am făcut în perioada respectivă, se numea Degetoaice și era documentat la Penitenciarul Târcșor, unde uh, erau aceste deținute care adoptau o identitate masculină în timpul detenției. Reportaj care poate fi găsit și acum pe teleleu.eu. Și uh, în perioada aceea am stat mult timp și ne-am gândit ce facem. Aveam deja autorulota cumpărată la mâna a doua și atunci ne-am hotărât, din motive financiare, să ne mutăm în autorulota pe care o folosiserăm la documentarea unor proiecte pe care le făceam în paralel și ne-am dat seama că e ieftin, că dormim în mașină, că nu mai mâncăm la restaurant, nu mai costă cazarea, nu mai Plăteam costă chiria. cafeaua. Plăteam o chirie în București, în piața Rosete, pe care am... Oprit-o și cu banii de chirie pe care am făcut pe chirie am început să plătim motorină. E o schimbare radicală. Adică, Cosmin, eu nu te știu de ieri, al ieri. Ești un om care îi plăcea să meargă la restaurant, să ducă o viață bună, gurmand. E o schimbare radicală. Și acum sunt gurmand, merg la restaurantul Teleleu, Elena gătește splendid, vinurile <laughs> sunt ieftine de toată lumea, e ok. A, peisajul schimbăm continuu. Tu erai la petreceri, de companii, la tot soiul de întâlniri. Cu... Evenimente. La evenimente, exact. Nu eram foarte fericită în mediul acela. Nu-mi nu -mi pria. Nu pria. Adică, întotdeauna mi-au plăcut mult mai mult oamenii obișnuiți și poveștile oamenilor obișnuiți decât poveștile, să zicem, vedetelor. Adică întotdeauna am preferat să fiu într-un penitenciar decât să fiu la o... De -de Deși poate suna ciudat, dar oamenii din penitenciar pot să fie foarte onești, pot să fie foarte sinceri și miștoși și poveștile lor de viață pot să te schimbe. Poți pleca învățând ceva de acolo, dar stând în mediul acela de revistă Glossy sunt foarte puține lucruri pe care poți să le înveți și sunt foarte puține lucruri cu care pleci acasă. Știi cum se reacționează în spațiul ăsta al nostru, care e un spațiu sceptic, prin excelență, se spune, ia uite voi și ăștia ce s-au umplut de sfințenie la un moment dat, așa și dintr-o dată au ales cala asta a austerității și a dedicării către comunități, către semeni, către... Ce a fost la mijloc? Dar nu, e, e egoism din punctul nostru pentru că noi nu ne-am gândit că o să trăim auster. Am, nu, nu trăim în lux, să zicem, dar pentru că suntem pasionați de ceea ce facem și ne înseamnă că nu ne putem face mesele decât așa, că ne-am ne -am întors în București și ne înseamnă că nu știu dacă aș putea, unde am merge în București să facem, ce material să facem sau unde de să le facem. De pe când așa, lumea e deschisă, țara e deschisă, putem merge oriunde să facem orice. Ne înseamnă că acum în pandemie nu știm, nu știm când o să ne întoarcem în Europa ca să continuăm da. proiectul nostru cu plecat. Ne înseamnă că în România noi avem o grămadă de proiecte pe care am putea să le facem mâine pentru că... Copiii celor pe care am documentat în serenătate familiile și sunt aici în România și știem exact unde stau. Și ar fi o, o paralelă extraordinară de mers la familiile oamenilor pe care am documentat, de exemplu, în Spania sau în Germania, să mergem la ei acasă. Trăim din donații, pentru că ne-am dat seama la un, la un moment dat că bursele pe care le câștigasem în, în primii în, ani am trăit din burse și din Da, și cea mai mare bursă a fost de la Centru Carter din Statele Unite, după care ne-am dat seama că la un moment dat o să se golească țeava de burse și de premii. Și uh, mi-a venit mie o idee, țin minte, mare, uh, aveam tot timpul imprimantă cu mine în mașină uh -huh. și am zis ce ar fi dacă aș trimite vederi din locul în care suntem. Și să scriu, dragă Ștefănescule, salutări de la Corbu, că prima vedere am trimis-o unor prieteni și de la Corbu. Și am zis, bun, am putea să facem un sistem de donații și să spunem oameni dacă ne donează niște bani, pot să primească odată pe lună aceste vederi de la mine și niște scrisori de la Elena, scrisori de mașină. Și, în plus, mai avem o colaborare cu uh, Libertatea, cărora le dăm, le dăm materialele noastre, adică le publicăm și pe site-ul nostru și pe Libertatea. Și din asta trăiți. Da. da. Dar uh, ca să zic o mică uh, glumă, de fapt nu e o glumă, e o întâmplare că se poate de reală, dar se poate râde la ea. Când am fost în Germania am documentat niște materiale în câmpurile în care lucrează muncitorii sezonie români. Uh -huh. Și noi sunt, pentru că asta e ceea ce facem noi diferit poate de altă lume, trăim alături de oamenii respectivi. Parcăm autorul Lota, lângă cazările lor, am folosit dușurile lor cât am stat acolo în Spania, ne-am spălat hainele unde spălau și ei hainele. Și bineînțeles că în prietenindu ne și vorbind despre copiilor și despre viețile lor, la un moment dat ne-au întrebat și ei, dar voi câți, câți bani câștigați din chestia asta? Că normal că părem ciudați. Și uh, atunci -am, am, început să râdem amândoi și ne-am dat seama mult mai puțin decât voi, era răspunsul. Adică un muncitor sezonier în Germania, sigur că poate să câștige mai bine mm -hmm. decât câștigăm noi. No, două, două, uh, noi nu putem, că am stat de multe ori, am încercat să ne facem un buget sau să ne dăm seama cu cât <coughs> trăim. Nu, nu, nu putem să ne facem un buget pentru că au fost luni în care în România, nu știu, am trăit cu 1000 de lei sau cu 1200 de lei pentru că... Nu am mișcat mașina, am stat într-un singur loc, într-o comunitate și ne-am cumpărat mâncare de la piață. Și au fost luni când poate ni s-a stric stricat laptopul și a fost nevoie să investim la într-un laptop sau s-a stricat. Mi-de euro da. atunci. Dar uh, trăim trăim cu puțin okay. pentru că nici nu, având un spațiu atât de mic, nu poți să să-ți cumperi haine. Nu pot să-ți cumpere, adică nu eu. poți să du lapuri cu haine, Nu. No. Eu am două perechi de blugi și dacă mi se strică una, cu o pot să-mi cumpăr alta? Sau dacă am, am două perechi de pantofi, cred că trei cu șlapii, și dacă mi se strică, port până se strică și îmi cumpăr, adică nu-mi nu permit să am multe haine în mașină. Mie îmi plac ghetuțele, și uh, Cosmin mi-a <coughs> numărat că am perechea asta de ghetuțe de pânză, și mi-a mai cumpărat altă pereche de ghetuțe de pânză, ceea ce este o exagerare, adică nu poți să-ți iei două perechi de pantofi care fac același lucru doar pentru că îți plac ghetuțele. Și uite, fără ghetuțe, fără prea multe țoale, cu banii ăștia puțin pe care îi câștigați, ați bătut Europa, ați făcut mai multe proiecte, cele mai multe dintre ele sunt proiecte legate de români plecați la muncă, e vorba despre o documentare foarte serioasă, cum simțiți voi doi fenomenul ăsta al plecării din România? Spațiul ăsta se golește. Voi aveți senzația amplitudinii fenomenului ăsta? În primii ani, în 2013, când am mutat în autorul Lotă, primul proiect la care am lucrat a fost un proiect de doi ani despre cultura violenței în România, mm. în care am abordat violența domestică nu doar din punctul de vedere al victimei, ci și din punctul de vedere al agresorului și, a, și al comunităților în care aceștia doi cresc și se formează. Și al comunităților care... Acceptă violența domestică. Și încet, încet, proiectul s-a ramificat. Am intrat în comunități de sărăcie extremă, după care ne-am dat seama că sărăcia extremă duce la infracționalitate, și am intrat în foarte multe penitenciare din România, cred că am da. documentare, portaje într-o treime, și pe urmă ne-am plimbat în foarte, foarte multe comunități. E, exista întotdeauna în aceste comunități un personaj absent, românul plecat. Și personajul acesta absent ă, era în penitenciarul, ă, unde, penitenciarul pentru tineri, centru de reeducare pentru minori și tineri din Buziaș. Erau părinții acestor copii care ajungeau în penitenciar. Erau niște orășele mici din sudul Olteniei, să zicem, din Slatina, Balș, unde lipsau doctori și asistente pentru că erau plecați. Peste tot pe unde călătoream erau aceste case goale, unde oamenii erau plecați. În Bistrița, lângă Bistrița, era o mică comunitate slătinița, unde Fundația Inocenți făcea un proiect pentru copiii ai căror părinți erau plecați. Iar în 2014, când am fost la o școală din Corcova, unde am documentat o comunitate de romi, directoarea ne-a arătat o listă cu copiii care abandonaseră școala pentru că părinții lor îi luau efectiv de la școală și îi duceau cu ei în străinătate. Ei, mulți dintre ei trăiau din ceea ce găseau la groapa de gunoi, pe le reciclau în Franța, mă rog, făceau tot felul de... Făceau tot felul de... și si. si exact de acolo ne-a venit numele proiectului pentru că învățătoarea respectivă scrie, avea numele elevilor și spunea plecați la mere în Belgia, plecați, plecat, plecat. Și era plecat, și plecat, de acolo plecat. Și plecat. Și am zis, ia uite băi, ăsta, ce, ce, facem cu asta? Hai să facem ceva cu plecat. Și am terminat întâi treaba în țară, în, am, terminând o cu cartea noastră acasă pe drum pe care am publicat-o și apoi am zis trebuie să căutăm personajul acesta absent, pentru că absența lui de fapt are niște consecințe foarte puternice în, în România. El nu e niciodată cu adevărat absent. Pentru că e cumva printre noi. Pentru că în lipsa acestor părinți care pleacă, avem mame minore, avem infracționalitate în rândul minorilor, avem tot felul de probleme, tot felul de probleme sociale. Și ca să-ți răspund la întrebare, din punctul lor de vedere, din ce oameni pe care am întâlnit noi uh -huh. afară, Îți dai seama că o duc mult mai bine decât în România. Cei e dorul de casă, de copii, ce, celor care și-au și lăsat copii acasă, că mulți și-au dus copii cu ei. Și din punctul meu de vedere, acum că am venit în țară exact după un an, am venit amândoi în țară, mi-am dat seama că lipsesc, sau eu m-am lovit de lipsa meseriașilor, în, nu știu, mecanici, buni. nu mai știu, niște servicii, oameni care vânzători de pâine, care. Mm -hmm. Adică, oameni cred că. Mulți oameni pe care am întâlnit afară români, erau foarte buni în meserile lor și nu puteau să se dezvolte aici în țară și probabil s-au dus, sigur s-au dus la câștig mai mult acolo. O să spun niște titluri, sunt câteva titluri ale poveștilor voastre și o să vă rog pe rând să spuneți pe scurt despre ce e vorba. Istoria din câmpurile de căpșuni din Spania este istoria noastră a românilor. Ce spune povestea asta? Uh, aceasta este o concluzie a unei serii de materiale făcute în câmpurile de căpșuni din Spania, unde lucrează uh, românii, și uh, pornește, de la, uh, pornește de la concluziile pe care le-am tras noi în uh, lunile de documentare a, a acestui subiect. Uh, ideea e următoarea: că uh, istoria României, problemele sociale ale României, șomajul, mamele minore, cum ziceam, uh -huh. sărăcia, fabricile care s-au închis, oamenii care au rămas fără locuri de muncă, orașele depopulate. Toate poveștile astea le întâlnești în câmpurile din Spania. Și atunci asta a fost uh, concluzia noastră, că noi nu putem ignora ceea ce noi întâlnim în Spania. Deja noi, noi, noi suntem la a doua generație de copii care cresc fără părinți. Exact. Prima generație, uh, uh, deja e în vârstă acum, am întâlnit acolo femei de 57 de ani care încă lucrează la Căpșun, ceea ce e foarte greu, pentru că munca la Căpșun este o muncă foarte, foarte dificilă. Adică nu cred că poți să o duci mai departe de 40 de ani, dar iată că totuși poți. Mă iar e, o femeie de 57 de ani care ridică, ridică lăzi și le cu Căpșun grele de 10 de kg și le care la camionul. Știți că aici când se zice căpșunarea, asta o știm cu toții. Odată că e cea profund peorativ și în al doilea rând există senzația că ce faci? Te duci și culegi niște căpșuni și ce e așa complicat? În primul rând stai a plecat. E foarte grea munca acolo în solarile de căpșuni. Temperaturile ajung la 50 de grade vara. Sunt arse de soare, femeile sunt, sunt 50 de grade, ele stau îmbrăcate ca să nu fie arse de soare. Deci, gândește că ești îmbrăcat într-o helancă și cu căciulă și cu mănuși și stai, lucrezi la 50 de grade și luarcă. Ești terminată. După 6 ore de muncă, nu, nu mai ești deshidratată total. Și atunci asta a fost concluzia noastră, că istoria din mm -hmm. câmpurile. De căpșuni este istoria noastră a românilor. Mie trebuie să-mi spui titlul și poza, pentru că sunt fotograf și și mai e ceva. Am făcut așa de multe materiale încât s-ar putea să nu știu exact despre ăla. Pe asta le știi cu siguranță. O istorie despre muncitori sezonieri, exploatare și vulnerabilitate. În Germania am găsit, din întâmplare, când că, făceam, căutam un, o fermă nemțească unde să găsim niște muncitori care lucrează la... Lucrează în ferma uh, respectivă. Și, din întâmplare, am întors la un moment într-o... în curtea unei aceste ferme. Dar nu știam că e fermă. Eu, eu am întors autorulota acolo, că era singurul loc în care puteam să fac această manevră. Și uh, era un tip pe un motostivuitor care mai târziu s-a dovit a fi patronul care m-a înjurat. Mi-a arătat degetul. Și -am dat, eram cu fixerul nostru, cu omul care ne-a ajutat să facem intro, să, să intrăm. Noi nu știm, nu știm germană și care ne-a ne peste tot. Și a zis hai să mergem la el, să vorbim pentru că faptul că ți arată degetul el e pasibil de de 3.000 de euro. Și ne-am dus la el. Am crezut că e român. Pe, pe scurt, ne-am pretenit până la urmă cu el. Era uh, patronul firmei, împreună cu un, un frate. Firma era doar cu muncitori români și am stabilit cu el și am zis ok, a fost foarte prietenos după aceea, după ce, ce ne-am... De ce v-a arătat pentru că am întors pe proprietatea lui și era un semn foarte mic, pe care eu nu l-am văzut, recunosc, parcarea și intrat cu proprietate privată, întoarcerea interzisă. Dar era, cum să zic, așa un semn și curtea era mare și nu era o curte propriu că nu era gard. Deci când mergi pe stradă și era un beton așa peste un șanț. Și am uh -huh. făcut așa chestia asta, de-aia ne-a arătat degetul. Mă rog, a fost o negociere acolo între cei doi în germană, eu nu înțelegeam babă, dar la un moment dat ne-am dat seama că putem să ajungem la înțelegere, ne-am pretenit și ne-a lăsat să venim a doua zi, să documentăm muncitorii români de la din fermă. Între timp, noi în seara respectivă, era seara să se încheia programul 10 minute, am ajuns la uh, dormitoarele lor și am apucat să fotografiem, să-ți trag două-trei poze și să, să luăm niște contacte de la această familie care e documentată în materialul respectiv. Uh, după aceea a doua zi dimineață, nu el, dar fratele lui s-a răzgândit, s-a răsucit și nu ne-a mai primit deloc, nu ne-a ne permis accesul pe, la fermă. Dar întâmplarea face că noi între timp documentam material la altă fermă unde am avut acces și uh, cei trei pe care, de fapt, îi fotografia și luase în contactele, l-au sunat pe neamțul cu care eram noi acolo român, așa, să-i ajute pentru că au o problemă. Tipul fermierul l-a bătut pe unul dintre ei. Și atunci, am intrat și noi pe fir și am mers cu ei la serviciile sociale acolo în Germania. Le-am le documentat mergând, cei de la serviciile sociale au plătit un hotel în care au stat. Am mers cu ei la cumpărături, prima dată, familia respectivă, a mers prima dată în oraș, eram în Nuremberg. Ei, ei veneau de la Cules Flor din Olanda. Și au venit imediat aici, în Nuremberg, vreau să treacă iarna ca să mai lucreze ceva. Și asta, a, despre asta a fost materialul ăsta. Ei nu au locuri de cazare decât la fermă. Și atunci, în momentul în care fermierii dă af, fermierul îi dă afară, în momentul ăla rămân și fără locuință. Și atunci sunt într-o situație dependenți. de vulnerabilitate foarte mare. Și ideea era că uh, personajele sunt o mamă de 40 și, nu mai țin exact, 44 de ani și cei doi copii de 21, 21 și 22. Mm -hmm. Care la rândul lor au crescut fără mamă care era plecată în străinătate și acum au venit să-și împreună cu mama. Problema era că această familie nu știa să scrie și să citească. Și povestea despre vulnerabilitate este că muncitorii sezonieri care sunt victime în Germania sau pe câmpurile din Europa, nu sunt victime doar pentru că țările respective nu au niște sisteme de protecție bine puse la punct ca să-i protejeze. Ci? ci? pentru că noi, România, îi trimitem pe acei oameni vulnerabili în lume. Oamenii aceia... iartă o secundă. Cei care te aud acum o să spună, dar eu nu-i trimit dragă. Nu-i trimite nimeni, nu stă nimeni cu pistolul la tâmpla lor și le spune, plecați dragă de aici. Ba da, suntem toți responsabili pentru că asta se întâmplă. Pentru că uh, uh, noi am întâlnit uh, uh, multe pe persoane rome care nu știau mm -hmm. să scrie și să citească pe câmpurile respective. Și atunci când îi întrebam, da, de ce n-ai fost la școală? Aflam tot felul de povești. Una am aflat-o în Spania de la uh, uh, o fată, Tudora, care are 22 de ani și e mama a trei copii. Primul copil a născut la 16 ani. Uh, Tudora nu a fost la școală pentru că învățătorul i-a spus că nu are ținere de minte și să nu mai vină. Și era tot o formă a discriminării, e tot o formă a rasismului nostru. Iar atunci când uh, noi... Uh... Știi ce se spune aici? E țigancă, minte. Nu se întâmplă în școlile noastre așa ceva. Okay. Țigancă, minte. ok. Minte. Dar noi atunci când am fost în Bistrița, în această comunitate slătiniță și am documentat uh, materialele de care îți spuneam, uh, ONG-ul care încerca să uh, uh, ducă la școală o comunitate de copii foarte, foarte săraci, întâmpina rezistență din partea directorilor care spunea, le spuneau să nu mă împlimie școala de țigani. Uh, și primea uh, 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 și erau uh, foarte ultrageați părinții copiilor privilegiați care nu voiau ca în aceeași școală cu copiilor să înveți acești copii. Și atunci, da, noi suntem toți responsabili pentru că se întâmplă acele lucruri. Ok, minte, dar mm -hmm. eu am văzut cu ochii mei, amândoi am fost acolo și am documentat povestea ace aceasta și sunt foarte multe ONG-uri care încearcă să școlarizeze copiii din uh, medii vulnerabile și nu, fac, nu pot face lucrul acesta pentru că profesorii și părinții întâmpină rezistență. Știți că se vorbește foarte des, asta o știți foarte bine că se vorbește foarte des aici la noi în felul următor. Lasă-i să plece. Scăpăm de ei. E mult mai sănătos așa. Lasă-i să ducă afară, să le facă probleme lor să nu ne facă probleme nouă. Ce le spuneți celor care practică tipul ăsta de discurs? În cei doi ani de când documentăm plecat, am, remarc, am vorbit cu mulți oameni care n-au reușit să-și termine educația, să facă 8 clase sau să meargă la liceu sau la facultate, nici măcar gimnaziu unii, pentru că nu o să-ți vină să, nu știu, mi s-a părut incredibil mie, că nu aveau bani de autobuz ca să meargă din satul X, X în comuna la care era la 20 de km. Nu aveau acei lei de autobuz. Și mi se pare strigătorul la cer ca să abandonești școala că nu ai acești bani pe lună și că cumva nu, statul, eu nu știu să fi făcut ceva în direcția asta. nu te câți copii pierd școala, abandon școlar doar pentru acest transport școlar care e inexistent. Uneori ne convine să plece oamenii este de aici, multora dintre noi, și spunem asta explicit. Foarte bine, lasă-i să plece, scăpăm de ei, e mai sănătos așa. Când te întâlnești cu tipul ăsta de discurs, cum reacționezi? M-am obișnuit să nu mă mai înfuri. Pentru că noi ne-am întâlnit abordând astfel de subiecte, de exemplu, când Scriam despre penitenciare, am privit niște comentarii foarte agresive pe Facebook, mm -hmm. la fel și uh, și când documentam subiecte în comunități de rom Și acum, din nou, primim aceste comentarii negative cu mamele denaturate care își lasă copiii exact. sau lasă-i să plece, exact cum ziceai tu. În primul rând, oamenii aceștia nu pleacă cu adevărat, pentru că atâta timp cât tu îți construiești, că tu pleci. Ca să-ți construiești o casă în România, tu nu ai plecat de adevărat. E vorba de muncitori migranți. Oamenii aceștia lucrează câte patru luni la sparanghel sau trei luni la sparanghel în Germania, după care se duc în Olanda la flori, după care toamna merg în Belgia la mere. Adică ei se plimbă prin toată Europa. Pe lângă asta, ceea ce pe mine m-a șocat foarte tare, a fost faptul că oamenii acest, aceștia muncesc câteva luni pe, al, pe an în altă țară pentru ca familia lor să trăiască în România. Adică ei muncesc în Germania ca toți cei din familia lor să poată trăi în, în România. Mi se pare incredibil. Deci oamenii aceștia nu pleacă. Noi nu scăpăm de problemele acestea, din contră. Avem alte probleme noi. Foarte și, bine de auzit lucrul. Și problemele noi pe care le avem sunt, de exemplu, copiii care cresc fără părinții lor. Pe care nici măcar noi nici măcar nu cunoaștem numărul. Noi nu știm numărul copiilor, nu există, există o statistică, dar este nerealistă, pentru că și cei de la Salvați Copiii au tot exact. atras atenția Chiar asupra. Acestei... Ei discutat aici problema asta, da? Da, au tot atras atenția asupra acestei probleme, pentru că felul în care se raportează e ineficient, adică un asistent social care nu există în cele mai multe state ar trebui să-i numere pe copiii care cresc fără părinți plecați în străinătate, lucruri care nu se întâmplă. Și atunci cifra copiilor uh, care cresc fără părinți e sub 100 de mii. Dar noi sunt, suntem convinși Oficion. că sunt. Uh -huh. Sunt peste 100 de mii. Adică dacă calculez că numai în Germania lucrează în fiecare an în agricultură, în Germania, 180 de mii de muncitori români cum ai putea să ai sub 100.000 de, de copii care cresc fără părinți în condițiile în care ai și Spania, ai și abatoarele, ai și cei care lucrează în construcție? E imposibil. Cum numără, prezident, steagurile? Exact și așa? Ei, ei, pleac, ei chiar dacă pleacă, problemele, pe care le, problemele sociale pe care le creează plecarea lor sunt la fel de mari în România. Ai copii supravegheți, care pot să uh, comite infracționalități, așa cum i-am întâlnit la uh, Centrul de reeducare Buziaș. Toate lucrurile acestea sunt legate și toți suntem legați între noi. Adică nu. Uh, și atunci când scriam despre sărăcie extremă, tot timpul spuneam chestia asta. Nu poți avea bunăstare într-o țară în care ai comunități întregi care trăiesc în sărăcie extremă. Tu nu poți să te închizi într-o bulă și ție să-ți fie bine, dar tuturor în jurul tău să le fie rău. Nu vor să muncească. Nu vor să se integreze. Nu vor să se alăture civilizației. Am încheiat citatul. Așa se spune și soluția asta e. Gata. Afară, n-au ce să caute în țara asta, mai bine scăpăm de ei. Pentru că nu vor să muncească. Păi vor să muncească. Că de aia muncesc 10 ore, 12 ore pe zi, 14 ore pe zi lucrează uneori. Tocmai pentru că vor să Acolo muncească. Acolo și nu aici. Păi da, pentru că aici munca este la negru. Aici a... Sezonieră e prost plătită, nu ai acte? Nu e reglementată la șase ore, și restul plătit ore suplimentare. Când... Ziua de muncă înseamnă ziua de muncă, adică de dimineață până apune pune soarele. Ai ziua de muncă aici. Elena, cei care se vor naște aici, aceia nu să mai fie români. Ăsta e un titlu de la voi de pe site. E povestea unei uh, familii din Județul Arad care uh, și-a deschis o carmangerie în Buriana, care este o mică localitate lângă orașul Casteon uh -huh. de la Plana, unde trăiește o comunitate de aproximativ 40.000 de români. Uh, iar ei uh, și-au luat copiii când erau foarte mici. Copiii aveau doar câțiva ani, nu mai țin minte, băiatul cred că avea trei, fata cinci. Și copiii au crescut în Spania. Ei nu mai vorbesc limba română bine, iar ei sunt un caz fericit pentru că cu ei am putut să ne înțelegem în limba română, am putut să le luăm interviuri, dar sunt unii copii care aproape că nu mai înțeleg și nu mai vorbesc românește. Între acești copii și părinții lor este o diferență atât de mare încât asta este uh, ceea ce a declarat uh, mama fetei. Fata are acum 22 de ani, uh, ceva de genul ăsta. Și mama ne-a spus că atunci când fata va avea la rândul ei copii, aceia nu vor mai fi români. Și de la asta se referă, se referă titlu. Pentru că deja diferențele între cele două generații sunt, uh, sunt uluitoare. fascinant și tulburător în aceeași măsură. Profund tulburător. Pentru că te gândești până la urmă, care e destinul spațiului ăstuia în care trăim aici. Adică, nu numai că există o nemulțumire crescândă față de tot soiul de lucruri, dar lumea și pleacă, și pleacă într-un număr foarte, foarte mare. Asta vă întrebam la început. Cum vedeți voi fenomenul ăsta al plecării? Pentru că cel puțin de aici, la cineva care se interesează de fenomenul ăsta, el pare mult mai mare decât cifrele oficiale anunțate, se tot vorbește despre treaba asta, că cifrele anunțate sunt mai mici și că în continuare din România se pleacă masiv. Asta este o catastrofă pentru țara asta, chiar e o catastrofă. Eu am văzut metodele noastre de informare când suntem plecați, nu, sunt, nu e televizor, nici radio, ci doar Facebook-ul sau ziarele pe care românești sau străine pe care le, le citim online. Uh, din ce am remarcat și, -și mai speriat pe mine anul trecut, a fost că mulți amici prieteni ai noștri din bula noastră, se spunem intelectuali sau cu alte meserii decât cele pe care le-am documentat noi, toți vor să plece de anul trecut. A fost foarte mare numărul celor care au fost nemulțumiți. Și o migrație psihologică, da. nu mai e o migrație economică. Am o prietenă, a scris pe Facebook și mie mi s-a părut foarte tare fraza cu care am încheiat. A, a avut un post destul de amar legat de cum trăiește în România, i petrecând o vreme în Spania anul trecut, uh -huh. prinsă de pandemie, și a spus foarte clar uh, mai bine culeg căpșuni în Spania decât laude în România. Elena, ce e așa de diferit afară? Uh, în afară de lucrurile absolut evidente, adică te duci să câștigi niște bani, există șansa sau sunt mai multe șanse să fii tratat cu mai multă demnitate ca ființă umană într-o altă țară decât în România? Acolo, în țările în care am călătorit până acum, noi am documentat materiale până acum în Spania, în Portugalia, în Germania și unul scurt în Franța. Da. Iar acum plănuim să, să mergem în Marea Britanie. Da. Ideea e că în toate aceste țări în care am fost până acum, oamenii, da, sunt tratați cu respect. Uh, în primul rând, ce m-a șocat a fost când am întâlnit o femeie vara trecută care lucra în curățenie, făcea curățenie în Portugalia, uh -huh. în reședință de lux. Și uh, am fost cu ea la muncă, Cosmin a fotografiat-o și când spăla veceuri, și când spăla pe jos, și am întrebat-o dacă ea ar face același lucru în România, dacă ar fi rămas în România și ar fi făcut același lucru și a zis nu. Pentru că în România s-ar fi simțit umilită să facă curățenie și să spele wc -uri. Foarte interesant! Hai să ne oprim aici. Deci în România s-ar fi simțit umilită să spele wc și să facă curățenie. De ce nu se simte umilită și în altă țară făcând același lucru? Pentru că oamenii o tratează cu respect mm -hmm. și ea a povestit cei, cei la care face curățenie nu sunt numai portughezi, o mică, un mic procent în portughezi, sunt uh, ruși sau uh, germani sau englezi care au case de vacanță în Portugalia. Și ne-a povestea că face curățenie la un miliardar rus uh, în reședință. Și atunci când merge la curățenie, primul lucru soția miliardarului rus o invită la o cafea. Și întâi își beau cafeaua împreună, după care femeia începe să, să lucreze la curățenie. Și întotdeauna a simțit acest respect și a spus că în România, de fiecare dată când a vorbit cu rude sau cunoștințe de ale ei care au rămas să lucreze acolo în diverse domenii, inclusiv curățenie, e și șterge și pe aici, pe jos și pe acolo. Adică nu e nu același respect în România față de meserie, mm -hmm. indiferent care ar fi meseria ta. Și aceasta... tratezi pe cel care face munca asta ca pe un inferior. Da. Ori în, în, în țările în care am fost până acum nu există noțiunea asta. Ești egal chiar dacă bă, lucrezi ca gunoier sau chiar dacă lucrezi ca uh, doctor. E, meseria ta este necesară, avem nevoie de tine, avem nevoie de munca pe care tu o presezi. Te respect pentru asta, te respect pentru că muncești. Asta nu înseamnă că în țările alea nu există și abuzuri asupra oamenilor care vin la muncă din România. Nu, dar să nu uităm de abuzurile care există în România asupra românilor. <laughs> pentru că noi tot timpul vorbim, acum în perioada aceasta, a pandemiei, când s-a vorbit despre problema muncitorilor sezonieri și a celor din abatoare, exact. probleme care ele există de ani de zile. Doar pandemia a pus o lupă pe ele, dar aceste probleme există dintotdeauna și nu ne-a păsat. E, și noi am început să vorbim ce nasoale sunt țările astea care exploatează pe români, dar țările astea nasoale, care dau greși de multe ori, adică de multe ori nu reușesc să-i protejeze cum trebuie pe muncitorii sezonieri. Există uh, fere, fere mobilitate. Cei care îi ajută pe muncitorii uh, sezonieri și uh, uh, le împart broșuri, merg pe teren, uh, vorbesc cu ei, le explică care sunt drepturile lor, au făcut, sau prins că foarte mulți nu știu să scrie și să citească și au făcut fișiere audio, mi s-a părut foarte tare, în limba română bineînțeles totul, ca ei să înțeleagă ah. care sunt drepturile lor, să știe ce drepturi au. Noi nu avem lucrul acesta în România. Noi nu avem instituții care să protejeze drepturile oamenilor care lucrează. Și, și vedem la, la televizor de multe ori tot felul de reportaje nerealiste cu uite, nu vrea nimeni, am aici un câmp de cartofi și nu vine nimeni să-mi lucreze la cartofi. Sunt Elena, niște e nerealist? Păi este nerealist, pentru Foarte că... Foarte multă lume se plânge. Băi, nu am cu cine să muncesc pământul. n -are cine să culeagă Și cu cât, culeagă cât îi plătești? Aia. Cu cât îi plătești ca să-ți lucreze pământul? Cât este ziua de muncă în agricultură? Pentru că în Spania este reglementată la șase ore și jumătate. Tot ceea ce lucrează oamenii peste șase ore și jumătate este plătit altfel ca oră suplimentară. Dar într-un număr stabilit, adică nu poți să faci ore suplimentare în prostie, deși unii fac. Adică uh -huh. noi am văzut nereguli. Duminica n-au voie să lucreze în Spania, dar totuși se culeagă obșunile uh -huh. pentru că altfel ar putrezi. Dar în România noi nu avem instrumente de protecție a muncii. Oamenii aceștia au lucrat la negru în agricultură ani de zile. Ne povestea o fată chiar acum în, în Germania, lucrase la cartofi în România pe 20 de lei pe zi. Munca în România, ziua de muncă, nu se plătește cu mai mult de 100 de lei. 100 de lei în cazul fericit. Uite, eu știu oameni care dau sume generoase de bani, sau cel puțin așa pretind, și spun... N-am cu cine să-mi culeg via, n-am cu cine să-mi culeg livada, am vrut să dărâm o șură, am vrut să reconstruiesc șura aia, toți preferă să stea la cârciumă, m-am dus și le-am dat bani buni, preferă să stea la cârciumă, n-au vrut să vină să muncească. Știi, astea sunt și niște clișee, pentru că Probabil că ori fi trei care stau la Cârciumă și nu vor să vină să muncească. Sunt convinsă că or fi trei, dar ei nu sunt reprezentativi pentru o întreagă populație. Căci dacă ar fi așa, n-am avea milioane de români care își caută de muncă în străinătate. Atunci toate milioanele de români ar fi la Cârciumă, Dar nu sunt la Cârciumă. Sunt în Spania și își rup spatele culegând căpșuni. Asta e, asta e problema. Și pe lângă asta ce înseamnă? E, eram dispus să le dau o sumă generoasă. Însemna 40 de euro pe ziua de muncă. C atâta, atâta e în Europa. Medicale? Asigurări medicale, păi e, ei se duc în, în Germania și își rezolvă dinții, că e gratis, este e, intră în asigurarea medicală sau își rezolvă tot felul de alte probleme de sănătate adică noi nu avem condițiile astea. Noi trebuie, noi trebuie să ne rezolvăm niște probleme sociale în România, de protecția muncii, de șomaj, de... Sunt atât de multe, sunt atât de multe pe care trebuie să le rezolvăm. La sfârșitul perioadei de izolare a ieșit un scandal pe care îl știți foarte bine. nu se călătorea, dar avioane pline cu români plecau dinspre România, spre Germania sau spre alte țări, ducând români la lucru. S-a vorbit enorm despre treaba asta. S-a vorbit enorm și din unghiul celor care spun, Doamne, cât de umilitorie să vezi imaginile astea, să vezi uh, parcările din fața aeroportului, tixite de oameni, pentru că a apărut discuția, nu se respectă distanța necesară, nu se pun mășteri, etc., etc., pe de-o parte. Pe de-altă parte, se vorbea despre, citez, ne înghesuim ca animalele, să mergem să muncim pentru nemți. Am încheiat citatul. Ce nu știu cei care comentează în felul ăsta aceste imagini, ce nu știu despre lumea asta în care trăim și în care există și oamenii aia care plecau la muncă? Că nu au ce mânca acasă, nu au ce să lucreze. Adică, normal, noi, noi am vorbit cu familia uh, moldovană de care, de care a vorbit Cosmin. Uh, ei au fost blocați în România în perioada carantinei până nu mai ții minte, până prin mai. S-a fugit din carantină. Adică... Și ei nu mai aveau bani. Se terminaseră banii. Ei se întorseseră... Am uitat din ce țară, pentru că ei se duceau ba în Olanda, ba în Germania. Se terminaseră banii de când erau în România și aveau nevoie de bani. Aveau din ce trăi. Și atunci, normal că erau disperați să plece la muncă. Sunt, sunt niște muncitori sezonieri care din asta trăiesc, din munca de sezon. Cosmin, e o, o rubrică, o categorie, un sector pe teleleu.eu care se numește Portrete și care e absolut fascinant. Ultima material pe care am făcut a fost cu portretele muncitorilor sezonieri în, în ferma din Nuremberg în care am stat. În Germania era. În da. Germania. Dar capitolul Portrete al nostru de pe site s-a întins inclusiv de dinainte de a merge noi, de a, de a pleca exact. din țară. Și cred că am făcut niște portrete individuale a unor categorii sociale cu care ne-am întâlnit, a unor oameni de care ne-am... Voi vă lipiți uman cu oamenii ăștia? Adică există ceea ce se numește pe la lipeala umană? Noi stăm cu ei foarte mult. Adică când ajungem undeva să-i cunoaștem pe toți oamenii pe care documentăm, noi teoretic parcăm cumva lângă ei, lângă comunitățile lor. Și atunci, prima dată, dacă se poate, ieșim la o bere sau la un vin sau mâncăm cu ei și începem să-i cunoaștem. Timpul pe care îl petrecem cu ei dizolvă faptul că noi suntem acolo în, în calitate de jurnaliști. Se întâmplă un lucru destul de ciudat atunci, pentru, pentru că la un moment dat ei nu ne mai consideră jurnaliști, ne consideră ca niște prieteni și atunci deschiderea pe care o, o simțim legată de materialul pe care îl facem e maximă din punctul nostru de vedere. Noi când zicem ei, e foarte dificil când zicem ei, ei pentru că de fiecare dată se naște o prăpastie. E o prăpastie. Am devenit noi și ei. Ei se îndepărtează foarte tare. Tot ce înseamnă cineva care nu seamănă cu noi, care n-a rămas acasă, despre care avem tot soiul de gânduri ambivalente, se transformă în ei și se îndepărtează. Cum se simt ei, ca să zic așa, când voi vă întâlniți cu personajele astea, cu oamenii ăștia care pleacă din România? Simt că România se mai apropie de ei sau se îndepărtează? Ce povestiți cu ei? Niciodată nu încer în încercăm uh, să trecem de granița uh -huh. asta dintre noi și ei, pentru că nici mie nu-mi place. Dar există granița asta între noi și ei? Cred că da, există și cred că toată lumea o simte, numai că ei și noi se mută de fiecare dată, adică de fiecare dată personajele ei și noi uh, sunt altele. Uh, uh. Sunt ei când vorbim despre sărăcie extremă, sunt tot ei când vorbim despre mame minore, sunt ei când sunt românii plecați, sunt, uh, sunt ei când discutăm despre uh, șomaj și infracționalitate, dar de fapt suntem noi, noi suntem toți, toți ăștia suntem noi. Și cred că de acolo încep problemele noastre, pentru că atâta timp cât noi o să spunem noi și acestea sunt problemele noastre, nu putem începe să le, uh, să le rezolvăm. Dar ce am simțit, întrebai ce am simțit în, în relație cu ei, am simțit o, o, o foarte mare nevoie de a vorbi. Adică am avut impresia cumva că... Uh, Într-un sfârșit cineva îi bagă în seamă. Da, că nimeni nu le-a pus întrebările mm -hmm. astea și că, uh, și că ei abia așteptau să fie întrebați și să povestească chestiile astea. Uite, vorbeam la început despre momentul în care ne-am hotărât noi să ne mutăm în autorul lotă și ce anume ce anume ne lipsea înainte, ce frustrări aveam înainte de a ne, de a ne muta în autorul lotă. Și frustrările noastre erau că nu puteam să documentăm un subiect așa cum ne-am fi dorit. Nu puteam să petrecem suficient timp pe teren, nu puteam să trăim alături de oamenii ăia, nu puteam să înțelegem. Și uite o poveste pe care, dacă tot vorbim de muncitorii sezonieri, pe care am, am documentat-o acum, am petrecut foarte mult timp cu o familie, cu un cuplu de români, ea avea da, 28 de ani, el avea 38, și care aveau acasă doi copii. Unul cred că avea 12 și fata cred că avea 5. Nu mai țin minte vârstele, chiar pe de rost e posibil să greșesc cu 1-2 ani. Și uh, ne-am împrietenit foarte tare cu oamenii, uh, cu oamenii aceștia. Cosmin uh, uh, s-a prietenit cu Stelian, au mers și au spălat mașinile împreună. Eu m-am prietenit cu Oana, soția, soția lui, și am vorbit foarte mult despre copii. Și atunci am aflat acest detaliu, această poveste, pe care... Ca jurnalist ai foarte rar ocazia să, să o găsești o, o asemenea intimitate și Oana ne-a povestit cum a plecat prima oară în urmă cu 5 ani la muncă în Germania când fetița ei avea un an și 8 luni. Și Oana încă o alăpta și seara înainte de a pleca a alăptat-o ultima oară, a culcat-o lângă ea cum dormea cu fetița lângă ea, apoi dimineața au plecat amândoi. Adică fetița aceea, la un an și o luni când s-a trezit, nu doar că a fost înțărcată, ci a rămas în aceea zi fără ambii părinți. Și fetița a început să plângă și să refuze mâncarea și să o caute pe mami. Și să... Oh, da. Bunica era nebunită, pentru că bunica a să aibă grijă de ea și nu mai știa ce să-i facă. Îi suna înnebunită pe Oana și pe Stelian, iar Oana a ajuns în Germania cu sânii umflați și dureroși și plin de vinișoare și a doua zi s-a dus să culeagă castraveți cu un prosop la piept și din când în când, când nu mai suporta durerea și presiunea, se ducea să se spele cu apă rece, iar sânii ei au continuat să fie umflați și dureroși în următoarea, în următoarea săptămână, timp în care vorbeau continuu cu bunica despre fetița care refuza mâncarea, nu se mai oprea din plân și striga în continuu mami, mami. Și acesta este un detaliu atât de important și atât de puternic, pentru că vorbim prea mult de cifre și despre milioane și nu, sunt aceste povești individuale sunt aceste povești particulare e, e această fetiță pe care absența părinților din viața ei a marcat-o și uh, sunt acele mame care suferă în Germania și care ne povestesc că uh, uh, le, îi sună copiii și întreabă dacă când, da, când vii acasă? cele mai alte mame s-au întors toate pentru că ei din păcate trăiesc în comunități în care și toți părinții sunt plecați Povestea asta a început cumva în 2013. Cât o să mai faceți chestia asta? Trăiți într-un spațiu foarte mic? Există o limită a suportabilității? Există totuși o limită în care doi oameni pot să trăiască într-o furgonetă, într-o. Asta e cea mai. într-o autorulotă? Asta e Așa. cea mai des întâlnită întrebare. Cum vă suportați? în spațiul ăla. <coughs> am făcut un calcul uh, acum în pandemie în Portugalia când am avut mai mult timp de petrecut făcând calcule și ne-am seama că în acești 8 ani am, făcut, am calculat toate orele. Nu, nu mai știu acum, dar ne-am dat seama că am stat 7 ani, oră de oră 24 din 24 continuu împreună și am stat într-un spațiu ca să ar trebui să descriu. Gândește că aici e un capăt al mașinii și acolo e și tu un alt exact. capăt al mașinii. Teoretic, masa la care noi stăm și mâncăm și lucrăm e aici. Deci, teoretic, iarăși, Elena și noi și cu mine suntem față în față la un metru zi de zi, 24 de ore din 24. Uh, cred că am avut noroc că putem să, că rezistăm să facem asta împreună. Și cred că o să rezistăm așa în autorulătă până, nu știu cât să zic, cred că ori, ori ne îngrășăm și nu mai încăpem, pentru că e un balet total să mergi, să mergi din bucătărie în, la baie, dacă mergem amândoi, trebuie să mergem de -a latul. nu putem merge așa, că nu încăpem, nu știu, facem un mic balet. Și, deci ori ne oprim când ne îngrășăm, ori, când, ori ne oprim când, nu știu, nu știu ce să zic, când ne îmbolnăvim sau dacă. Nu mai suporți pe bumbuț? Da, îmi place foarte mult de -a. uite ce drăguț Nu avem un plan să ne oprim. <laughs> Mulțumesc frumos că ați acceptat invitația noastră. Elena, Cosmin, vă ținem pumnii. Odată și bravo și mulțumim pentru ceea ce faceți, pentru că ceea ce faceți nu e doar interesant, e și foarte util și succes mare în ce faceți și spor și mulțumim foarte frumos. Mulțumim, mulțumim și noi. Tuturor celor care sunt alături de Garantat 100%, mulțumim frumos pentru încredere. Ne vedem săptămâna viitoare. Noapte bună!